Bună ziua, dragilor, și bun găsit la Treacu Prof Online. Începem repede treaba. Așadar, începem teste. Deci tema pentru clasa a 5-a. Așa. Testul 1, da? 1. De la pagina care? 17. Așa, testul 1. Hai să începem. Calculați. Calculați. Eu scriu și tu încep repede să lucrezi, da? Da. Calculați. 2 pe 3 plus 1 pe 2 minus 3 pe 4 tot într-o paranteză împărțit la 25 pe 4, 240 este egal cu. Te rog să vorbești. Mai întâi aducem la același numitor ca să putem face un... Paranteza de aici, da. Numitor comun 12. 12, bine. Amplificăm pe prima cu... Cu 4, pe a doua cu 6 și pe a treia cu 3. Cu 3. Și este egal cu o singură linie de fracții, 12. Așa. Și? Așa. 4, 8, 2, 8, 8, 8 plus, plus 6 este egal. Minus 6, minus 9, ca da. Pe toate 3. Da? Minus 9, vorbește? Împărțirea 24. Adică mulțit cu? A, da. Înmulțit cu 24 pe 25. 240. A, 240. 40 pe 25 și egal cu? Adunăm și scriem și zicem 14 minus 9, 5. 5 pe 12, nu? Da. Ori. Asta să mai simplificăm sus-jos, așa. Prin cât? Prin 25. Prin 25? Nu cred că merg pe 25. Prin 5. Prin 25 dacă ar fi ultimele două cifre, s-ar fi împărțit la 25. Da? Ori 20, 40 nu se împarte la 25. Atunci rămânem numai prin 5. Și iată să vedem. 5 în 24. Pe verde. 48 de ori. Pe 48, da? 48 supra 5, da? 5 cu 5 se simplifică. 48 de 12. De 3 ori. De 4 ori chiar. A, de 4 ori. Da. Și face 4 pe 1 egal cu 4, da? Aceasta este prima chestie. La fost de când se află numitorul comun, nu? Și să nu știu să împărțim. Prima pe a doua, inversat. Da. Următorul, B, care sună așa. 11 pe 3 minus 2 pe 3 înmulțit cu 7 pe 2 minus 3 pe 4 totul înmulțit într-o paranteză dreaptă cu 7 pe 2 minus 3 pe 4 ori în paranteză rotundă 5 pe 11 minus 1 pe 33 și este egal cu Domnul, dar a scris acolo două paranteze pătrate. Așa, deci eu scris eu 11 pe 3 minus 2 pe 3, 7 pe 2 minus 3 pe 4 și iar am luat-o 7 pe 2. Am greșit aici. Da, deci am scris 7 pe 2 din nou. Deci, îndată ce am zis minus 3 pe 4 înmulțit aici cu 5 pe 11, lăsa spațiul ăsta, nu mai știu tot. 5 pe 11 minus 1 pe 33. Da, te rog. Mai întâi aducem același numitor, îl amplificăm prima de 3 ori. Aici, da? În paranteză de 3 ori, ai spus. Și face 11 pe 3. Vorbește. Acum 11 minus 2 și dă 9 pe... Ai voie să faci asta?
că 2 pe 3 se mulțește cu așa ceva. Iar ai făcut greșeala așa. Atenție multă, ordinea efectuării operațiilor. Aici e capcană, pune același numitor 3 ca să te păcălească, să te grăbești, faci asta. Dacă ar fi fost tot în paranteză rotundă, atunci ai fi făcut, ai fi avut șansa să faci așa. Dar câtă vreme este 11 pe 3 minus 2 pe 3 cu mulțită toată paranteza, deci trebuie să terminăm paranteza, mulțim cu 2 pe 3 și pe urmă facem, aduce același numitor, da? Atenție multă. Nu ne-au auzit nimeni, da? Deci așa nu mai facem. Bine. Da, 11 pe 3 minus 2 pe 3 pe lângă 7 pe 2. 15 pe 2 minus 3 pe 4 ori 15 pe 33 minus 1 pe 33. Ce facem? 15 minus 1, nu? Da. 15 minus 1 tot? 14. Deodată, da? 14 pe 33. Așa, închidem paranteza dreaptă, care adică putea să fie și rotundă. Poate să fie rotundă, dar să fie că nu e nicio greșeală dacă o lași dreaptă. Nu scade niciodată punctajul pentru asta. Egal mai departe, cu 11 pe 15 pe 3 minus 2 pe 3 ori înmulțim 3. Aici 4 cu 14, cred că se simplifică prin 2. Deci rămâne 2 și sus. Și aici am 7. 3 cu 33. De 11. Și jos 11 și sus 1. Și vine 7 pe 2 minus pe 23. Dar întâi 7 pe 2 de aici. A, da. 7 pe 2 minus 7 pe 22. 7 pe 22. Și egal cu, ia să vedem. Pe prima. Așa, la șaptele astea, da? 11. Și vine 11 pe 3, vorbește. 11 pe 3 minus 2 pe 3 ori 77 supra 22. Nu punem același numitor. 77 minus 7 supra 22. E înțeles ca să nu uităm, da. 77 pe 22 minus 7 pe 22. Da? Da. Deci 77 minus 7 totul pe 22. Și este egal cu... Este egal cu 70. Nu, no, ai da, egal cu de la capăt. Da. 11 pe 3 minus 2 pe 3 ori 70 pe 22. Așa. 20 vezi că fiu 2 și merg 11 ori. Aici 11. 70. Cu 3 nu merge, nu? Da. Și atunci vine 11 pe 3. Da? Vin 70 pe 33. 70 pe 33 va fi fracția a doua, da? Deci vin 11 pe 3 minus 70 pe 33. Da. Și egal mai departe cu, ia să vedem. 11 pe 3. Da. Minus 70 pe 33. Ce facem acolo? Amplificăm pe prima 11. Așa. Și ne dăm... 11 ori 11. 121. 121 minus 70. Totul pe 33. Și este egal cu... Așa. Și este egal cu... 50... Așa vine 51? Da, 51. 1 pe 33. Care se mai simplifică prin? Printr-un 3. Printr-un 3, sigur că da, și face? Și face 17 pe 11. Și asta este ireductibil, da? Nu mai avem nimic. Da? Punctul, hai să vedem punctul C al exercițiului. Deci răspunsul aici a fost, cât a zis tu, 17 pe 11. Da, ăsta a fost răspunsul. Și acum să vedem un alt ABC. Au fost trei chestiuni aici. ABC. Și sper să nu mai greșesc de data asta. 1, deschidem paranteza, 1 minus 5, minus 2 pe 5. Ori 1 întreg și 8 pătrime. Plus 3 împărțit la
trei împărți la un întreg și o cincime. Schidem paranteza rotundă, împărțit la, deschidem paranteza dreaptă, deschidem pasta rotundă, 13 pe 5, 13 pe 5, minus 2 întregi și o treime, 2 întregi și o treime, ori 6 pe 7, închidem paranteza rotundă, înmulțim cu un întreg și 3 șeptimi, un întreg și 3 șeptimi, și se închide și pe cea dreaptă și pe cea rotundă și continuăm cu exercițiul. Și egal mai departe, deschidem paranteza. 2 pe 5. 1 minus 2 pe 5. Ori 5. Da, 5 pe 4. Ori 5 supra 4, introduce întregul în fracții, foarte bine. Plus 3 împărțit la 6 pe 5. Împărțit la 6 pe 5. Da. Chidem paranteza rotundă. Împărțit la 13 pe 5 minus 7 pe 3. 13 pe 5 minus 7 pe 3. Ori 6 pe 7. Ori 6 supra 7. Chidem rotunda și dreapta. Și egal cu? Ba nu. Nu? Nu, mai era unul pe un întreg și 3 pe 7. Așa. Deci înmulțit în continuare cu cine? Cu 8 pe 7. Cu 7 și cu 30. E un întreg și... am scris, nu știu ce. Da? Un întreg și 3 șeptimi. Deci 7, 10 pe 7. Abia acum închidem egal mai departe. O să zicem de la capăt, egal cu... egal cu... 1. Să vedem ce putem face. Păi simplificăm 2 pe 4. 2 cu 4 rămâne 1 și aici 2. 5 cu 5. Și da. Așa, după care înversăm 5 cu 6. Deci 3 înmulțit cu 5 pe 6, nu? Da. Deci va veni 3 înmulțit cu 5 pe 6. O să scriem acolo la momentul potrivit. Și egal cu 1 minus, vorbește? 1 minus 1 pe 1 pe 2. 1 pe 2. Da? 1 pe 2. Uite și tu pe care ți-a luat-o acolo. Da, 1 pe 2 da. Plus 3 te uiți pe care tot tău și nu mai vor, nu te mai uiți la ta, că e foarte greu dacă te uiți. Tu ești în urmă. Nu, bine. Nu sunt în urmă. Ești pe pagina. Da. Am înțeles. Dar altă dată de acum când ești pe pagina aceea, te uiți numai pe care ți-a și vorbești de acolo. Deci 1 pe 2 plus 3 înmulțit cu? Înmulțit cu 5 pe 6. Bun, închide paranteza. Paranteza împărțit, da. Deschidem paranteza în pătrată și pe răspundă. Deci, aducem la același numitor. O pic în de fapt, nu se prea, se înțelege ca minus mică. 7 cu 7. 7 cu 7, 1 și 1 și 2. 3 cu 6 și 2, da? Da. Și vine 13 pe... 13 pe 5 minus 2 pe 1. 2 pe 1, da. Chide paranteza rotundă, ori 10 pe 7. Și egal mai departe, continuăm. Mai întâi simplificăm 3 cu 6. Cu 3 cu 6 și ne dă 1 și 2. Da. Și zicem 1 minus 1 pe 2 plus 5 pe 2. 2, pardon. Așa, împărțim totul la paranteză, amplificăm prin 2, prin 5. Cu 5, amplificăm cu 5 pe 1, pe 2 de aici, cu 5, îi spun, da? Și vine 13 pe 5. Nu, pe sigur numitor, zici. 13 minus 10, da. Totul pe 5. Totdeauna se face așa cu singur numitor. Eu pierzi mai mult timp, așa, e un singur numitor. 13 minus 10 pe 5, înmulțit cu 10 pe 10 7, egal cu 1 minus. Numitorul comun este 2, 6, deci amplificăm aici cu 2. A, acolo. Da? Da. Da. E bine? Ba da. Atunci, un singur numitor punem 2.
Așa. Și vine 5 pe 2. De ce 5 pe 2? Fiindcă s-am aplicat pe primul. E 1 aici. Și e 4 pe 2. 2 ori 1, 2. De ce 4 pe 2? 2 ori 2. Da, 2 pe 2. Dar pus un singur numitor. Păi da. Vine 2 minus... Le-am făcut direct. Cum ai zis? Am zis 1 plus 5, 6, minus 2, 4. 1 plus 5, așa? Nu, nu. Asta? Da. Nu ai voie, că e minus aici. E negativ. Nu faci așa. Deci, uite, după ce aplic, pus numitorul comun, scrii și amplifici totul și vine 2 ori 1, 2. Vine 2, minus 1, e minus 1. Da. Minus 1 plus 5. Da? Da. Deci insist. Nu aduci cu 1 și cu 5 ca același numitor, că ăsta e minus 1. Da? Deci nu scrie un singur numitor, pui numitorul comun și cum le copii mulțiți de pline cu cât ai amplificat pe fiecare, care e cu plus, care e cu minus, e treaba lor. La sfârșit vedem exact. Împărțit la... Împărțit la paranteză rotundă, 310. Nu mai pune în paranteza. N-are niciun rost paranteza, da? Câte vreme e făcut o singură fracție. 13 minus 10? 13 minus 10, 3 pe 5. Deci 3 pe 5 împărțit la 3 pe 5 ori 10 pe 7. Ori 10 pe 7. Și egal mai departe, vom continua. 6 pe 2. Deci face 7 minus 1, 6, da? Da. 6 supra 2. Ori 3 pe 2. Ori? Simplificăm 10 cu 5. 12. Deci ori cine? Lăsăm în ordine asta. Ori, în ordinea care sunt... Ori 5 pe 3. 5 pe 3. Deci ori 5 pe 3. Ori 5 supra 3. 5. Și ori 10 ori pe... 10 pe 7. 7. E greșeală ca să simplifici 5 cu 10. Că ăsta... După ce se mulțește și se întoarce fracția, e altă poveste. Da? Deci, iată că acum nu mai se simplifică 5 cu 10. Ne întoarcem înapoi să vedem, clar, da? Da. A fost câteva capcane pe care, în care ai căzut, din păcate. Deci nu sunt, trebuie să fim foarte atenți. Deci, dacă îl privim la capăt, la cealaltă, tot trebuia să înțelegem așa. Am introdus întregi în fracții, facem înmulțirea și împărțirea, nu? Păi, da. Înmulțirea și împărțirea asta. Vedem că dă toată fracția aici, s-a făcut calculul și am văzut că găsim răspunsul 6 pe 2, înmulțit cu 5 pe 3 și a doua capcană a fost aici. Trebuie să operația execută în ordinea în care apar acestea. Nu faci simplificări decât dacă peste tot urmă înmulțiri. Foarte tare, observație foarte importantă. Deci fac simplificările după ce m-am asigurat peste tot sunt înmulțiri. Dar nu dacă este o împărțire, mă apuc și simplific pe acolo. Nu. Este greșeală. Așa. Și acum, 6 împărțit la 2 face cât? 3? Da. Da? Sau poți să simți zici așa, 6 și cu 3? 2. 2. 2 cu 2? 2 cu 2. 1. Și a rămas doar 5 ori 10, 50 pe 50 supra 7. Da? 50 supra 7. Da. Și asta este răspunsul. Asta e rezultatul. Și acum să mergem să vedem un alt exercițiu, să vedem ce mai avem. Deci după ce am spus calculația asta, hai mai uite-te odată și spune... La capcane. Observ că au fost câteva capcane pe care de acum sper să nu le mai facem. Deci rămâne din exercițiile acestea să înțelegem așa. Că atunci când avem numai adunări sau scăderi, punem o singură linie de fracții. Da? Noi am zis 12, 12. Și pe urmă facem calcul. 8 plus 6 minus 9, cât le dă acolo în sfârșit. Nu mai pui 8 pe 12 plus 6 pe 12 minus 9 pe 12 și nu știu ce faci pe acolo. Da? Un singur numitor. Asta am înțeles. Și de asemenea, la cum mulțim de acelea, trebuie să fim foarte atenți. Aflați, există doi, asta a fost cu 1. 1 a avut 3 subpuncte. El a fost A, B, C.
parcă din ordine de dificultate crescândă. Mai ușor ele a fost A, o primă B, un pic mai lung și C, și mai lung. Bine. Și acum să mergem la 2. Aflați un număr, știți încă o treime. Deci aflați un număr știind că o treime din aflați un număr știind că o treime din un întreg și o treime din un întreg și o treime din el este 40. Aflați un număr știind că o treime din el este 40. Așa ar trebui să... Aflați un număr știind că o treime din un întreg și o treime din el... Aha, da, e mai interesant. Știind că o treime din un întreg și o treime din el... Deci știind că o treime din un întreg și o treime din el este 40. Deci aflați un număr știind că o treime din un întreg și o treime din el este 40. Păi faci 1 pe 3 ori un întreg și 1 pe 3 și este egal cu 40, nu? Atenție, citește încă o dată. Deci aflați un număr știind că un întreg, știind că o treime din un întreg și o treime din el este 40. Deci nu spune că o treime din el. Dacă spunea o treime din el, atunci spuneam așa. Că o treime din numărul meu este 40. Dar aici autorul ne spune altceva mai interesant. Ia să vedem cum înțelegem noi aici. Vreau să înțelegi bine chestia asta. Deci dacă eu spun așa, cât este o treime din 60? 60. Este egal cu 60 ori 3 plus 1. Deci cât este? 60 ori 3 plus 1. E o treime din 60. A treia parte din 60. Nu-i... Atenție, nu-i... Zici tu... 3 ori 60 zici tu plus 1? Da. Păi, când zici tu așa, 3 ori 60 plus 1, dacă ar fi 3 întregi și 1 pe 60, dacă ar fi 3 întregi și 1 pe 60, atunci zici 3 ori 60 plus 1. Dar e o treime din 60, a treia parte din 60. Cât reprezintă a treia parte din 60? 60 împărțit la 3. Sigur că da. Și închipui că 60 nu este trei număr și împarți în 3. Și asta înseamnă o treime. O treime din 60 înseamnă 60 împărțit la 3, dar de fapt înseamnă, altfel spus, 1 pe 3 ori 60. 1 pe 3 ori 60. Și cât ar face aici? 60 împărțit la 3 face 20. Iar aici, dacă facem înmulțirea, cum știm noi să facem, să simplifică 3 cu 60 și să face 20. Deci, același răspuns este. Deci, a face o fracție dintr-un număr înseamnă a înmulți fracția cu numărul respectiv.
scrie așa. A face o fracție dintr-un număr, a face o fracție dintr-un număr, înseamnă a înmulți fracția cu numărul respectiv. Înseamnă a înmulți fracția cu numărul respectiv. Asta înseamnă a face o fracție dintr-un număr. Înseamnă a înmulți fracția cu numărul respectiv. Acum, ia să vedem cât înseamnă 1 pe 8 din 1 pe 8 dintr-o 100. Din 200, hai să zicem, din 200. Ce înseamnă 1 pe 8? 200 din... împărți la 8. Înseamnă? 200 împărți la 8. Care mai înseamnă 1 pe 8 ori 200. Așa am spus, nu? A face o fracție dintr-un număr înseamnă să mulțim fracția cu numărul respectiv. Cât face 1 pe 8 ori 200? Simplificăm. Aici, înainte de mulțire, 8 cu 200, merge cât, din câte ori merge? Chiar prin 8. 8 în 20 de, cât de 2 ori, de 8, 16. Rămâne 4, coborâți de 0. 250 de ori. De? 250 de ori. Păi cum să fie 250 dacă e 200 împărțit la 8, cum să fac 250? 25. Păi, hai să vedem. Ai 250 și împarți la 8 oameni și le dai 250 de lei? Le dai mai mult decât ai? Păi, pe zură, fără, simțim partea, să zicem, logică a raționamentului. Cum să ai 200 de lei, împarți la 8 și le dai mai mult decât ai avut în buzunar? Nu se poate. Mai puțin. Adică 8 în 20 merge de 2 ori, de ori 16, rămâne 4, coborâm pe 0, 4. 5, mai rămâne 0. Păi, da. Da, și încă de 5, nu? Da. Deci 25. Da? Cât înseamnă să se afle numărul, acum spune, să se afle numărul, știind că o treime, deci să se afle numărul, știind că o treime din el, din numărul ăla, nu știm cine, este egal cu 30. Acum, 40? Nu, îți dau cu 30. Îți dau eu un alt exemplu. Deci să afle numărul, știind că o treime din el este 30. Și se face 30 împărțit la 3. Păi fii atent, dacă știi. Vreau să spun, o treime din el, nu-l știi. Înainte îți dădeam numărul, și faceai fracția numărului. Acum îți dau valoarea fracției, spun că valoarea fracției este 30 și te întreb cine este numărul din care îți fac eu o treime. Și să-ți dea 30. Deci nu-ți mai dau numărul acum, observ, da? Ar fi fost 6 pe 3, ar fi fost numărul. Deci am numărul să le împart pe 3 la 6. Deci vezi ce problemă importantă? De data asta nu-ți mai dau numărul ca să-i faci. Deci în exemplele de înainte spuneam, află o treime din 60. Îți dădeam numărul. Acum îți dau valoarea fracției și nu spun din ce număr, dar spun răspunsul. Că o treime din ce ne-o fi ăla, din numărul respectiv, este 30. Cine este numărul acela? Dacă o treime a sa este 30. 10. 10, da? Ia să vezi. 10 dacă nu împarți la 3, nici nu se poate. Atenție, facem o treime din cineva. Nu știm cine e ăla. Uite-te, trebuie să hai să-ți arăt pe segmente. Deci să spunem că numărul ăsta ar fi așa. Un segment. Și eu fac o treime din el.
uite, vezi? O treime din el. Deci, din tot segmentul, eu urmă o treime. Și treimea asta, asta pe care eu, are 30. Cât are tot numărul ăsta? Are 90. Păi, vezi? Deci, treimea se mulțește de 3 ori. Adică valoarea treimii 30 se mulțește cu 3. Ah, deci în loc să zic să împart, nu mulțesc. Păi, dar atenție, de data asta, tu trebuie să înțelegi fenomenul. Înainte îți indicam numărul din care făceai treimea. Da? Acum nu-ți mai dau numărul. Spun, din cine oare o treime fac valoarea aceea? Îți dau valoarea treimii, da? Deci e o altă problemă. O problemă în care îți dau valoarea fracției și întreb ce număr a fost folosit, de el am găsit răspunsul acela. Deci, atenție, când zic din el, fără să ți-l precizez, înseamnă că valoarea asta, dacă e așa, da? Bun. Cât înseamnă 2 cincii? 2 cincii dintr-un număr, 2 cincii din el, din număr, abar n-am cine numărul ăsta, este egal, 2 cincii din numărul acela, este egal cu 20. Cine este numărul? N egal cu cine? Cât? 100. 100, da? Cum ai gândit? Păi am gândit așa, l-am mulțit pe 5 cu 20. Dar vezi că zic 2 cincii. Și nu mai dau pe 2. Nu, 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 nu. Hai să facem cu segment. Deci, numărul acela nu știm. El este un segment. Da? Și, fiindcă vorbesc de 2 cincii, împart segmentul ăsta în 5 părți. 1, 2, 3, 4, 5, împart în 5, 2 cincii din el, 2 cincii înseamnă 20, deci 2 cincii înseamnă 20, întrebarea este cine e numărul acela încât 2 cincii să facă 20? Da. 4. Dai răspunsul fără să analizezi? Cum să fie 4? Dar de ce zici 4? Hai să văd. Ai dat răspunsul 4. Care e urmare a raționamentului tău? 20 împărțit la 5. Deci, scurt, 20 împărțit la 5, tatăl a răspuns, dar nu te vezi câți 2 cincii? Una este când am vorbit de o treime, o singură treime, una singură, iar aici zic 2 cincii. Deci 2 cincii înseamnă 20. O singură cincime cât ar însemna? O singură cincime. 10. 10, da? Da. Și numărul tot atunci cât este? Nu va fi 50. Păi vezi? Deci 2 cincii dintr-un număr, nu știi, egal cu 20, este echivalent, așa, echivalent, așa. Numărul acela este egal cu 5 ori 20, 5 ori 20, 5 ori 20, împărțit la 2. 5 ori 20 face cât? 100 împărțit la 2. 100, așa, 100 și împărțit la 2, egal cu 50. Asta așa trebuie văzut. Când ai o singură treime sau o singură cincime, așa cum am văzut, ai mulțit numitorul cu așa, ceva, da? Dar fiindcă ai două, trebuie să împarți la 2. Mai insist că nu ți-e clar aici. Nu ți-e clar. Dacă nu ți-e clar, trebuie să vedem până când. Deci, vezi, sunt probleme diferite. O primă problemă este asta în care vorbesc să afli fracția dintr-un număr, dau numărul și spun ce parte, ce fracție se află din el
și tu afli răspunsul, altădată nu-ți mai dau numărul ăsta, da? Îți dau valoarea fracției respective și fracția. Și te întreb ce număr este acela. Hai să mai vedem. Notăm așa. S-a făcut și în clasa a patra asta. La sfârșitul, mai la sfârșitul semestrului, s-a vorbit fracții. Tipuri de probleme. Care se încadrează în fracția înmulțită cu număr, fracția ori număr, fracția din număr, da? Fracția din număr, care înseamnă faptul mulțirii, egal cu valoarea fracției numărului. Tipuri de probleme care se încadrează în modelul acesta. Da? În modelul acesta. Și acum, cazul întâi. Se dau acolate fracția și numărul. Da? Se dau fracția și numărul. Să se afle valoarea fracției numărului respectiv. Deci vezi ce se dau? Fracția și numărul. Și tu trebuie să avem valoarea. Exemplu. Pentru că aduc ei. Exemplu. Să se afle 2 cincimi din 100. Ce am dat aici? Am dat fracția, ne încadrăm aici. Am dat fracția, am dat numărul și trebuie să afli cât înseamnă 2 cincimi din 100. Da? Tu asta trebuie să faci. Cum faci aici? Zic, 2 pe 5. Da? Ori 100. Atât asta. Echivalent cu 2 pe 5 ori, da? Ori 100 pe 1. Și egal cu 2 pe 5 ori 100 pe 1 face 40. Să simplific aici 20 egal cu 40. Deci e foarte simplu. Când știi fracția și numărul, înmulțești fracția cu numărul și afli valoarea. Deci valoarea 2 cincimi din 100 înseamnă așa ceva. Alt exemplu. Exemplu 1. Exemplu 2. Cât înseamnă un întreg și 3 pătrimi din un întreg și 3 pătrimi dintr-o sută. Mai întâi aducem... Introducem întregul fracției. Așa. Se înseamnă? 7 pe 4. 7 pe 4
din 100, echivalent, va spune că 7 pe 4 ori 100. Și simplificăm, înseamnă 25, nu? Da. 7 ori 25 face 100. De 4 ori face... Cât vine? 7 ori 5, e vezi tu că face. Bun. Cât? 25 ai zis? Da, 25. De 7 ori cât e 25, tot 25 faci? Nu. 100 împărțit la... 4 fac 25, dar acum trebuie să mulțești pe 7 cu 25. Așa vine 7 ori 25. Și aici a rămas 1. 1. 75. De 7 ori cât e 25 fac 75? Ah. Ia să vedem. Păi numai de 4 ori fac 100. Și mai rămân de 3 ori cât e 25? Fac 175. Păi nu am intrat. 75 ori cât ori? Ori, e, ori 7, da? 7 ori 5, 35 și 3. 7 ori 7, 49. Da? Și cu 3? Și cu 3? 17. Nu 75. 25, da? 7 ori 2, 14 și cu 3, 17. 175. Deci egal cu 175. Da? Bun. Încă o dată spun. Când e vorba de aflat, s-au dat astea două, s-au dat astea două, și trebuie să o afli pe asta, atunci ce faci? Înmulțește asta cu asta și află răspunsul. E simplu, da? Deci, înmulțești fracția cu numărul și găsești răspunsul. Acum, se dă fracția și valoarea. Astea două și trebuie să afli numărul. Deci, cazul 2. Cazul 2. Cazul 2. Se dau. Se dau. Ce se dau? Acolate. Ce am zis că se dă acum? Fracție și număr. Se dă fracția și cine? Și valoarea. Și valoarea. Da? Se știe fracția. Și valoarea ei. Și ce trebuie să aflăm? Să se afle numărul. Deci numărul e problema acum. Știu fracția, știu valoarea fracției și trebuie să aflu numărul. Adică din astea trei necunoscute, una, două, trei, două sunt cunoscute și nu știu numărul. Și iată concret. 3 pătrim din nu știu cine, nu știu cine, pun semn de întrebare, este egal. Deci 3 pătrim din nu știu cine este egal cu 75. Cine este semnul de întrebare? Cine este numărul acela? Ca să fac 3 pătrim din el sunt de 75. Este 75 împărțit la 3 pe 4. Deci este 75 împărțit la, la cine? La 3 pe 4, da? Deci numărul n rezultă că în mâna ăsta, ca nu știu, este 75 împărțit la ăsta, da? Da. 75 împărțit la 3 pe 4. Care e egal mai departe cu 75 și eu știu să împart două fracții. Cum fac că îmi la împărția două mulțimi? Prima cu a doua? Inversat. Egal cu 75 ori 4 supra 3. 3. Și egal cu... Aici prin 75 cu 3 simplifică prin 3. Și face 25. Și 25 ori 4. Și face cât? 100. Și am aflat numărul. Deci numărul pe care îl căutam
nu era cunoscut, că vezi, ăsta e numărul care nu-i cunoscut, da? Eu ți-am dat fracția, ți-am dat și rezultatul la luarea fracției și trebuie să afli numărul. Și ai zis, bine, numărul acela înseamnă 75 dreapta împărțit la fracția asta. Și cum știu să fac împărțirea, să mulțesc prima cu a doua inversat, o treabă banală. Da. Da? Bun. Astea două... Să schimbați cadrele. Da, da, imediat. Ar mai fi situația în care, să spunem, dau numărul și valoarea și nu știu fracția. Da? Și atunci fracția este egal cu valoarea împărțită la număr. Deci, cazul 3, hai să zicem și cazul 3, la tipuri, cu cazul 1, cazul 2, da? Și cazul 3, hai să zic sus, cazul 3, așa, ce am zis la cazul 3? Cine se dă în cazul 3? Numărul și cu valoarea. Așa, se dă numărul și valoarea asta. Deci cazul 3 este așa. Caz 3 se știe. Acolo, spun ce se știe. Numărul și valoarea sa. Da? Valoarea sa. Și atunci, fracția ori numărul știu. Numărul este 100 egal cu deci fracția ori 100, că l-am dat pe mine. Numărul știu. Fracția ori 100 este egal cu să zicem 20. Cine este fracția? Fracția e egal cu semn de întrebare. Fracția este 10 împărțit la 100. Da. Deci de aici rezultă că fracția este egal cu 20 supra 100 și împărțim, iată, și vine o cincime. Fracția este 1 pe 5. Am rezolvat și această problemă. Repet. În legătură cu problema asta, se pot forma trei tipuri de probleme. Două din ele le dau și afli pe treia. Poți să-ți dau numărul și fracția și prin înmulțire afli valoarea fracției. Poți să-ți dau fracția și valoarea sa și afli numărul. Și poți să-ți dau numărul și valoarea sa și afli fracția. Da? Deci astea sunt problemele pe care le avem de rezolvat. Și acum hai să ne întoarcem la exercițiul nostru. Ce spunea acolo autorul, să ne amintim? Să mă duc să presc fișierul.